Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la primul verset și până la versetul 15, pagina 1028 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu primul verset. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudea și s-a întors în Galileea fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus s-a de călătorie și de lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se dusese în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu iudeu cer să bei de la mine femeie samariteancă? Iudeii în adevăr n-au legături cu samaritenii. Trept răspuns Iisus i zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi arăsete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Ba în apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot amin. Veniți să ocupați locurile. Printr-o cântare pe care corul a cântat-o ceva mai devreme, undeva spre finalul acestei cântări, noi ne-am luat angajamentul că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ascult cuvântul care îmi zice, spunea cântarea aceea, să nu te temi. Numai că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu ne spune doar să nu ne temem, ci ne spune foarte multe lucruri de care noi avem nevoie. Și mă rog tare mult lui Dumnezeu ca în această dimineață Dumnezeu să ne ajute chiar așa să facem, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a spus și ce se va spune în continuare. Am citit în această zi, dragii mei, despre o persoană, una din foarte multele persoane care s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Știți că cu Domnul Isus Hristos au întâlnit foarte multe feluri de oameni. Unii bogați, alții săraci, unii sănătoși, alții bolnavi, unii sinceri, alții ipocriți, unii păcătoși, alții religioși, și au venit și s-au întâlnit cu cel care s-a coborât din cer de la Dumnezeu în această lume. Dragii mei, chiar dacă au fost așa de diferiți oamenii aceștia, aveau ceva în comun. Și vă întreb ce aveau în comun oamenii aceștia. Nu toți erau bolnavi. Nu toți erau religioși. Nu toți erau păcătoși de ultimă speță. Și cu toate acestea aveau ceva în comun. Aveau în comun nevoia de mântuire sau, dacă vreți, nevoia de schimbare. Bună oară a venit la Domnul Iisus Hristos un om bogat, un tânăr bogat, Vreau să vă întreb, tânărul ăsta bogat avea nevoie de schimbare? Sau nu avea nevoie de schimbare? Avea nevoie, dragii mei, să schimbe imaginea despre, sau părerea despre religiozitatea lui. A zis, pe asta l-am păzit cu grijă din tinerețea mea, mai am lipsuri. Să a zis, domnul, sigur că mai ai lipsuri. Trebuie să schimb ceva. A venit la Domnul Iisus Hristos Nicodim, învățătorul Nicodim. Avea omul acesta nevoie de schimbare sau nu avea? Era învățătorul lui Israel, sau unul dintre învățătorii lui Israel. Și a zis Domnul Iisus Hristos, trebuie să schimbi religio religiozitatea ta cu nașterea de sus, cu nașterea din nou, cunoașterea din Dumnezeu. Trebuie să schimbi ceva în viața ta. Și despre femeia aceasta, dragii mei, Domnul era lângă fântână, a venit femeia asta să scoată apă. Avea nevoie femeia asta de schimbare sau nu ne avea nevoie de schimbare? Frați și surori, femeia asta trebuia să schimbe ceva, Domnul Iisus Hristos o provoacă să schimbe ceva în felul în care își gestionează ea viața, prioritățile vieții, dacă vreți. Pentru că femeia aceasta, ca foarte mulți dintre noi, foarte mulți dintre noi oamenii, era preocupată de aici și de acum, de viața aceasta. Și a zis Domnul Iisus Hristos, trebuie să te preocupe și sufletul tău. Tu vii să scoți apă, te duci acasă, iar vii să scoți apă, iar te duci acasă, ceva pentru viața asta. Dar ar trebui să începi să te preocupi pentru sufletul tău, să vrei și apa vie, apa vieții. Deci, mei, e nevoie să facem schimbări noi cei care suntem în locul acesta? E nevoie femeia asta să facă schimbare în felul în care își, își Trage seva de undeva, sursa pentru viața ei. Pentru că tot ce făcea femeia asta era să-și tragă seva, dacă vreți, din tradiția religioasă. Știți, a fost vineri seara avem cea cu familie și spuneam atunci ce zicea cineva, că nu există nicio șansă să, să devii un soț perfect. Nu există nicio șansă să devii o soție perfectă. Nu este nicio șansă să devii un părinte perfect sau un copil perfect. Dar există un milion de șanse să devii un soț mai bun, o soție mai bună, un părinte mai bun, un copil mai bun. Adică e nevoie de schimbare. Să devenim ceva mai bun decât suntem. Deci, femeia asta avea nevoie de schimbare și despre asta vreau să predic în câteva minute, despre această provocare la schimbare, pentru că această femeie trebuia să schimbe sursa de unde își trage ea viața sau preocupările pentru viață și să se îndrepte spre Fiul lui Dumnezeu care a venit în această lume. Provocarea pentru schimbare. Și vreau să vă spun că această provocare o face Domnul nu doar femeii din Samaria, o face pentru fiecare dintre noi. Și fiecare avem undeva un anumit domeniu, o anumită zonă unde trebuie să facem schimbări. Deci, mei, pentru ca să putem răspunde acestei provocări, să chiar să experimentăm schimbare, să devenim ceva mai buni într-un domeniu sau altul al vieții. Trebuie, dragii mei, să avem cunoaștere dincolo de aparențe. Femeia asta îl cunoștea pe Domnul din aparență, din văzute, din ceea ce a observat. Și vreau să vă întreb, ce știa ea despre Domnul Isus Hristos după aparențe, din ceea ce vedea? Ce știa? E un iudeu. Și a zis, tu iudeu? Cer de la mine femeie samaritancă să bea apa? Tu ești iudeu. Atât. Și punct ca să poată face schimbare în viața ei, femeia asta trebuia să treacă dincolo de aparențe, să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos altfel. Cum altfel? Frați cum altfel? Dumneavoastră, cum îl cunoașteți pe Domnul Isus Hristos? Îl cunoașteți sau nu îl cunoașteți? Ce ziceți? Da sau ba? Și dacă da, cum îl cunoașteți, frați și surori? Pentru că va a povestit cineva, pentru că ați auzit, pentru că a fost portretizat cumva într-o cântare sau într-o predică, cum îl cunoașteți pe Domnul Isus Hristos? Pentru că femeia asta îl cunoștea din ceea ce a văzut și a zis iudeu sau cunoștea din teorie, știm că o să vină Mesia. Dar trebuia să treacă dincolo. Să-l cunoască printr-o descoperire de la Dumnezeu descoperire de sine. I s-a descoperit Domnul sau nu i s-a descoperit? A zis Domnul într-un final, n-am citit tot pasajul. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Mesia. Nu sunt doar un iudeu, nu sunt nici măcar un proroc, așa cum zicea ceva mai, mai, mai jos. Eu sunt Mesia. Ajunge să-l cunoască prin descoperire și prin experiență personală. Că atunci când s-a dus femeia asta în Samaria, dragii mei, a povestit cetății sau oamenilor din cetate experiența ei. Este un om care mi-a spus tot ce am făcut. Veniți și vedeți, nu cumva este el Mesia? Pentru că îl cunoștea. Atunci când îl cunoști, dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce se spune, dincolo de ceea ce a auzit, știi, dragii mei, că el are o mărime dincolo de mărimea oamenilor. Știți ce întrebare a pus uh, Samaritean ca Domnului Iisus Hristos? Știți frații mei? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, adică cât ești tu de mare? Nu vreau să vă întreb: dumneavoastră cât de mare îl cunoașteți pe Dumnezeu sau cât de mare îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Cât e de mare. Cât e de mare? Ești tu mai mare decât? Părintele nostru, Iacov, decât avem noi în tradiția noastră? Ești tu mai mare? Pentru că, dragii mei, în funcție de cât credem că este de mare, credem și ce poate el să facă. A zis femeia, păi, n cu ce să scoți, nu poți să scoți. Fântânea adâncă. Ei, ceea ce nu știa femeia asta, dragii mei, în faza asta, nu știa, dragii mei cât e de mare Fiul lui Dumnezeu și atunci când nu știi cât e de mare, nu știi ce poate face Fiul lui Dumnezeu. Dar atunci când știi că El este mai mare decât toți, că avem un Dumnezeu mai mare decât toți Dumnezeii, avem și această credință că El poate toate lucrurile de aceea ne ducem noi la Dumnezeu cu problemele noastre complicate, frați și surori. Imposibil de rezolvat la oameni. Pentru că noi credem într-un Dumnezeu care poate toate lucrurile. Ca să experimentezi această schimbare, trebuie să cunoști dincolo de aparențe că El are o mărime dincolo de mărimea oamenilor. Dumnezeu stă pe un scaun de Domnie foarte înalt. A văzut Isaia în vedenia Lui mai înalt scaun de domnie decât orice autoritate din lumea aceasta. Este Dumnezeu peste toate lucrurile. Slăviți să fie numele Domnului. Poate toate lucrurile. Știe toate lucrurile. Noi stăm în această dimineață înaintea unui Dumnezeu care știe toate lucrurile. Trecutul nostru, prezentul nostru, viitorul nostru și al întregii creații, dacă vreți. Și știe chiar ce este aici, în capul nostru. Eu nu știu ce aveți în mintea noastră acum. Unii zâmbiți frumos și am impresia că aveți, aveți gânduri frumoase. Alții vă uitați mai nu știu cum și am impresia că aveți gânduri nu știu de care. Dar Dumnezeu știe ce avem înăuntru nostru. Când a intrat Domnul Iisus Hristos în, în, casa lui Simon Fariseul și a intrat și femeia aceea păcătoasă, s-a pus acolo la picioarele Domnului și a început să plângă, Simon zicea în mintea lui, dacă ar fi ăsta proroc, ar ști cine e femeia asta, adică nu i-ar da voie să stea acolo, să atingă de el. Dar Domnul i-a citit gândurile sau nu i-a citit gândurile? Sigur că i-a citit gândurile. Deci, dragii mei, ca să putem experimenta schimbarea de care avem nevoie să răspundem aceste provocări pe care Dumnezeu le face, trebuie să cunoaștem dincolo de aparențe. Să-l cunoaștem în mod personal, printr-o experiență personală. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al rând, trebuie să venim la El fără ascunzișuri. N-am citit întreg pasajul acesta pentru că e mai lung și am, am vrut să recuperez puțin timp pentru că trebuie să închem la timp sau ceva mai devreme, trebuie să mă duc la o nuntă undeva aproape de vâlcele. Trebuie să vii fără ascunzișuri. Domnul a zis acestei femei, du-te și vino altfel. Cum altfel? Ați auzit citirea? Vino cu bărbatul tău. Deci, mei, noi suntem experți în a ne ascunde. Suntem experți în a ne ascunde. Uneori ne ascundem viața noastră după laudele noastre și încercăm și începem să spunem multe lucruri care ne avantajează pe noi. Spunem lucruri frumoase și bune și realizări, tot ce vreți. Dar dincolo de perdeau asta de laude, dragii mei, este mizerie uneori. E adevărat sau nu e adevărat? Este viață păcătoasă. S-a dus... Fariseul acela la templu, știți toată istoria lui. Și n-a făcut altceva decât să înceapă să se laude înaintea lui Dumnezeu, să arate frumos. Și a crezut că ascunde viața după performanțele astea. Încercăm să ascundem după aparențe farisei, cărturarii, încercau să-și ascundă viața lor după rugăciunea spusă undeva la colțul drumurilor, undeva în piețe, să postească, să fie văzuți pentru că în spatele acestor aparențe să-și ascundă viața lor de păcat. Dar știți că uneori noi încercăm să ne ascundem în spatele unor vorbe puține. Dacă uneori suntem sau une sunt în extrema cea că vorbesc foarte mult despre ei, sunt alții care vorbesc două vorbe, nu spun mai mult. A zis domnul către femeia asta, vino cu bărbatul tău. Și femeia a zis atât, cât. N-am bărbat. Vreau să vă întreb. Și-a ascuns viața în spatele acestor vorbe puține? Și-a ascuns sau nu și-a ascuns-o? Sigur că și-a ascuns-o. Noi vrem să ascundem, suntem experți, suntem experți în a ne ascunde, pentru că vrem să păcălim și reușim să-i păcălim pe oameni uneori. Nevasta lui Robam s-a dus la profetul acela, Ahia, și a zis împăratul către ea când, când a trimis-o să meargă la la uh, profe, profetul acela a zis Schimbă hainele să nu te cunoască să nu știe că ești nevasta împăratului și reușim să să păcălim dar încercăm să-l păcălim pe Dumnezeu adică Dumnezeu din cer să ne creadă oameni de treabă când noi de fapt nu suntem oameni de treabă dar vreau să vă întreb Credeți că reușim să-l păcălim pe Dumnezeu? Femeia asta, în faza asta, a crezut că reușește să-l păcălească pe Domnul, ascunzându-se după două vorbe. N-am bărbat. Dar zis, Domnul, știu. Nu doar că n-ai bărbat, își știu toată istoria. Totul știu. Chiar dacă încerci să te ascunzi în spatele vorbelor ori puține, știu istoria ta. Ei, a zis Domnul, du-te și vino fără ascunzișuri. Vino așa cum ești. Eu vreau să vă întreb, dragii mei, credeți că Domnul care ne provoacă astăzi la schimbare, așteaptă altceva de la noi, sau să venim fără ascunzișuri? Ce ziceți? Să venim așa cum suntem. Știți de ce? Pentru că. Dumnezeu din cer, de-abia atunci ne ia în serios. Când venim la El fără ascunzișuri, atunci ne ia în serios. Ascultați-mă bine. David a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și a încercat să-și ascundă mizeria după tăcere. Și a tăcut o vreme destul de îndelungată. Vreau să vă întreb, când l-a luat Dumnezeu în serios? când a venit înaintea Domnului Dumnezeu fără ascunzișuri și a zis el, plângându-se în psalmul 32 și apoi în psalmul 51, prezentându-și viața lui, câtă vreme am tăcut era așa. Atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile mele, adică voi veni la El fără ascunzișuri, așa cum sunt. Și când am venit la Dumnezeu fără ascunzișuri, Dumnezeu din cer m-a luat în serios. Și Dumnezeu din cer a iertat vina păcatului meu. Provocarea asta la schimbare este pentru fiecare dintre noi. Și ca să putem experimenta această schimbare, trebuie să venim fără ascunzișuri. Atunci Dumnezeu ne ia în serios. Dar atunci, dragii mei, Dumnezeu își schimbă atitudinea față de noi. Cam cum credeți dumneavoastră că e Dumnezeu atunci când noi păcătuim și ar păcătuim și ar păcătuim și ar păcătuim? Cam care e atitudinea lui față de noi? Are o atitudine de bună dispoziție? Sau Dumnezeu este supărat? Sau, cum scrie uneori în Vechiul Testament, s-a mâniat Dumnezeu pe cei ce au păcătuit? Ei, dragii mei, în momentul în care, venim la El fără ascunzișuri, în momentul acela Dumnezeu din cer își schimbă atitudinea. Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură în cartea profetului Iona că Dumnezeu l-a trimis pe Iona la cetatea Ninive. S-a dus într-un final și s-a dus cu un mesaj de judecată. A mers cale de o zi prin cetate și a strigat cât a putut de tare. Încă 40 de zile și în Ninive va fi nimicită. Asta era atitudinea lui Dumnezeu față de Ninive. Și spune Sfânta Scriptură: când a auzit Împăratul mesajul ăsta, l-a luat în serios, a dat un, un decret, a dat o lege, un ordin ca tot să postească înaintea lui Dumnezeu. Adică să vină înaintea lui Dumnezeu fără ascunzișuri. Să-și recunoască viața de păcat. Eu vreau să vă întreb. I-a luat Dumnezeu în serios pe cei din Inive? Pocăința lor, dacă vreți. I-a luat în serios. Și-a schimbat Dumnezeu atitudinea? Asta l-a, la nemulțumit pe Iona. Și-a zis Dumnezeu către Iona, mie să nu -mi fie milă de cetatea asta în care sunt peste 120.000 de oameni. Eu nu știu să deosebească stânga de dreapta, să nu -mi fie milă, pentru că dintr-o dată Dumnezeu și-a schimbat atitudinea. Dumnezeu a avut milă. Când venim fără ascunzișuri, dragii mei, Dumnezeu ne ia în serios. Și Dumnezeu se uită cu milă spre noi. Și vreau să vă întreb ce altceva așteptați de la Dumnezeu, dragii mei, decât mila lui Dumnezeu. Zicea vameșul ăla care s-a dus la templu și el să se roage, nu zicea mare lucru, dar zicea: "Ai milă de mine păcătosul. Un singur lucru vreau să mai spun și apoi să încheiem, dragii mei, de al rând. Provocarea asta pentru schimbare cere cunoaștere dincolo de aparențe, cere venire fără ascunzișuri. Dar înseamnă și a cere în cunoștință de cauză. Zice Domnul Iisus Hristos, dacă ai fi cunoscut darului lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu ai fi cerut. Bine, bine, cer, dar ce să ceri? Frați și o ce să ceri? Pentru că, ascultați-mă, de foarte multe ori noi nu știm ce să cerem sau nu știm ce cerem de la Dumnezeu. Știți când mama filului Zebedei s-a dus împreună cu fiii la Domnul Iisus Hristos și a zis, poruncește ca în împărăția ta doi fii amestea unul la stânga și altul la dreapta. Știi ce a zis Domnul Iisus Hristos? Nu știți ce cereți. Acum, când femeia asta aude ce zice Domnul, femeia asta într-un final zice așa, dă-mi această apă, adică cere. Dar vreau să vă întreb, știe ce cere? Știe ce cere? Nu știe ce cere. Pentru că, ascultați, dăm această apă ca să nu mai fie sete și să mai vin până aici să scot. Adică dăm ceva care să-mi facă viața mai confortabilă. Să nu tot bat drumul ăsta, cercetătorii spun că era un kilometru și ceva de la cetate până era fântâna asta. Adică să nu tot bat drumul de acasă până la fântână și iar acasă și iar la fântână, iar acasă la fântână. Adică dă-mi apa asta să am viață mai confortabilă. Să nu tot bat drumul. Mă vreau să vă întreb, câți dintre noi nu cerem cel mai des să avem o viață mai confortabilă? Dragii mei, ca să facem schimbare, trebuie să cerem în cunoștință de cauză care este nevoia noastră primară a vieții, importantă a vieții. Zicea Dumnezeu în Vechiul Testament către Solomon, cere ce vrei să-ți dau și ce cere Solomon Fratele și surori putea cere bogăție, putea cere moartea vrășmașilor putea cere dar omul ăsta dragii mei limpezit la cap cu mintea luminată a știut care e nevoia lui principală și a zis dăm Dumnezeule înțelepciune adică e o să sunt neîncercat am nevoie de înțelepciune să știu să deosebesc binele de rău, să fac acestă, această deosebire între bine și între rău. I-a dat Dumnezeu înțelepciune. Nu ca să-i facă viața mai confortabilă, să facă deosebirea între bine și rău. Să cerem de la Dumnezeu ceva care ne ajută să rămânem în planul lui Dumnezeu. și surori! Uh, în Vechiul Testament, în Cartea Împăraților, spune Sfânta Scriptură că Ilie s-a dus, l -a găsit pe Elisei undeva la arat, i-a a luat mantia și a pus-o pe omerii lui. Și Elisei a înțeles că Dumnezeu îl cheamă să fie proroc. Când să fie Ilie răpit de la Elisei, Ilie spune așa, cere ce vrei să-ți dau înainte ca să fiu răpit de la tine. Acum, ce o să ceară Elisei? Să și Omul ăsta a priceput că e prins în planul lui Dumnezeu. Să fie proroc al lui Dumnezeu. Ce să cer de la Dumnezeu? Ceva care te poate menține în planul lui Dumnezeu. Și a zis Elisei, să vină peste mine o îndoită măsură. Acum vreau să vă întreb. Dacă ar fi să cerem ceva de la Dumnezeu astăzi, în locul acesta, ce ar trebui să cerem ceva care să ne ajute să deosebim binele de rău. Ar trebui să facem asta. Ar trebui să cerem ceva care să ne mențină în planul lui Dumnezeu. Că nu-i destul să pornești pe calea mântuirii. E bine că pornești. Trebuie să duci mântuirea asta până la capăt. Ce ar trebui să cerem de la Dumnezeu să ne mențină în planul ăsta, în parcursul acesta al mântuirii, până ajungem la capăt, dragii mei? Ar trebui să cerem putere de la Dumnezeu. E dragii ca să facem schimbare, trebuie să cerem ceva în cunoștință de cauză. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, nu există, nu doar în sala asta, nicăieri pe planeta asta cineva care să nu aibă nevoie de ceva schimbare în viață. Nu suntem desăvârșiți și dacă ni se pune eticheta asta pe frunte nedesăvârșiți, înseamnă că ceva schimbare trebuie să facem. Dumnezeu din ce să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să stăm ridicați în picioare, dragii mei, și să stăm înaintea Domnului cu mulțumire pentru dimineața aceasta, pentru harul sau pentru prezența Lui cu noi, să ne ajute Dumnezeu ca ceea ce am primit astăzi din cuvânt, dintr-o parte sau din alta, să punem în viața noastră, să trăim în viața noastră. Pentru că, dragii mei, știți, chiar ce spunea Marius mai înainte, că trebuie să apreciem, chiar în domeniul ăsta trebuie să facem schimbare. Chiar în alte domenii trebuie să facem schimbare. Și Dumnezeu din ce să ne dăruiască Duhul Sfânt, puterea Lui, în fiecare dintre noi, ca să ne ajute să stăm în planul acesta lui Dumnezeu, să mergem din putere în putere, din sfințire în sfințire, până când ajungem la capătul drumului. Ne rugăm împreună Domnului.